Fantastic și eu m-am tras la margine. Punem flotoarele? M-am tras unde e mai adâncă. Aoleu. Au ce fel curge apa acolo, parcă s-a mutat Dunărea. Uite ce val e pe mal acolo. Da, ești vârtej acolo, s-a părut de acolo. Dacă crezi acolo sus, frate. Galați, crezi că ești în București, tu peste un alt te lase? Vrei să-l împingi pe ăla? Vrei să te lase? Să stăm ușor așa. L-am pe unul cu număr de Italia în spate, asta mă lasă să-mi bag așa. Asta e cu antenă, mă, asta e grăbită. Vine ăla cu cultură, are, e din Italia. De asta vezi acum taxiul că îi spală pe toți când trece. Stai seama. E cu topeau, să aduce. Eu am luat-o și eu pe bataia de vreo 6 metri și când am ieșit pe partea aia, altă, am sunat la taxi asistent să mă ia. A, dar nu, ăștia s-au pocnit, mă, mi se pare. Ăsta cu Vaneo și cu ăla care era oprit sus. Se pare că s-au pocnit, că erau opriți acolo. Amândoi, nu știi că am depășit? Mă rog, ce mult îi dădea una... Deci fii atent, aici te strânge toată apa și după aia toată o ia încolo, în curtea. Da, dar mai întâi lovești în zidul ăla și după aia... Da, da, da. Deci toată lovești în zidul ăla. Da, uite cât e creier sunt acolo, ce fel s-au dus. O, ce fel lovești în zidul ăla și după aia se formează așa un canal. Și-a lăsat bine merțanul acolo. Și o, ce fel curge. Băi, ești nebun. Mamă. Să lasă ușor, nu. Nu o să se curgă așa la... Mamă. Bă, da, cred că e stricat și asfaltul. Că nu era stricat aici. Da, nu era. A adus apa pentru aia. A adus și le-a pus acolo, ești nebun. Mai ridicat fundul.